Bună seara, stimați telespectatori. Am mai trecut o săptămână frumoasă, zic eu, chiar dacă dimineața era minus 1 grad, minus 0,5 și la prânz 20, 18, 17, oricum, din punct de vedere biologic, un ecart de temperatură așa de mare, spun unii specialiști, eu ne fiind specialist în acest domeniu, dezastruos pentru regnul animal în special. Dar viața merge mai departe. Ați văzut că astăzi, de exemplu, este ieri, nu astăzi, a fost 8 martie. Oamenii, în special sexul frumos, au fost deosebit, s-a simțit destul de bine. Bărbații au făcut ce au făcut și le-au dat toată stima și respectul, le-au arătat toată stima și respectul. Iar a doua zi, astăzi, eu am venit cu un buchet, o floare, de fapt, a cărui culoare mi este foarte dragă și floarea mi este și ea la fel de dragă și pe care eu o ofer în mod simbolic tuturor femeilor, tuturor doamnelor, domnișoarelor, bunicilor, bunicelor și la tot ce reprezintă sexul frumos. Chiar dacă e cu o zi mai târziu, eu vă doresc încă o dată anul ăsta la mulți ani, sănătate și multă, multă fericire. La sfârșitul emisiunii eu am să o dăruiesc unei doamne care este parteneră în această emisiune, doamna Luminița Iordache. Așa că, Luminița, te rog, la sfârșit, te rog frumos ți-o mânez și eu o duc acasă. Mulțumesc! Al doilea invitat este Vasile Plugaru, inginerul Vasile Plugaru, fost director la întreprinderea meteorologică Iași. Astăzi n-aș prea face politică pentru că e prea aproape de 8 martie, dar totuși o să discutăm despre faptul că mâncăm mai prost și de ce nu mai scump. După cum dumneavoastră știți foarte bine, România are un potențial agricol excepțional față de poate cel mai valoros potențial față de toate țările din jurul nostru. Acest potențial agricol ne situează ca suprafață și, în primul rând, ca suprafață și ca calitatea solului pe locul 6 în Europa. Calitatea solului este extraordinară. Acest cernoziom scoate recolte destul de mari, chiar și fără îngrășăminte. Adică, efectiv, produse bio. Astăzi, din nefericire, fără discuție, datorită unor măsuri luate, nu în scopul de a întări economia românească, și de ce nu, o spun cu toată țăria, nu în scopul de a trăi poporul neamul românesc mai bine, s-au luat niște măsuri care au condus la distrugerea agriculturii. În primul rând, stimați respectatori, am spus-o de foarte multe ori, este o diferență între administrarea, între folosirea pământului, folosirea în sensul de a-l cultiva, știința de a-l cultiva, și forma de proprietate. Poate să fie privat, poate să fie al statului, poate să-l fie a unei asociații. Dacă nu știi să-l mângâi, dacă nu știi să-l ocrotești, dacă nu știi să-i dai ce-i trebuie, și cel mai important e să știi să-i dai ce-i trebuie când trebuie. Dacă nu știi aceste lucruri, indiferent de forma de proprietate, rezultatul este aproape nul. Minim la potențialul solului și de ce nu, și sunt minim pentru că ne dându-i ce trebuie când trebuie sau dându-i altceva ce nu trebuie,
nu realizez nici potențialul la minim de multe ori. Și atunci te întreb de ce am ajuns astăzi să importăm 80% din produsele agroindustriale pe care le consumă cele cât s-o mai fi în țară, 19 milioane, se spune. Când noi, cu 30 de ani în urmă, exportam 80%, puteam hrăni 80 de milioane de oameni și exportam la greu. Exportam la greu. Explicațiile sunt. S-a vrut restituirea pământului. Dar nu știu ce pământ trebuia restituit. Pentru că cooperativa agricolă de producție era prin pământ privat adunat la loc. Trebuia forma de repartiție a produselor schimbată. Pentru că înainte primeai 100 de kilograme de porumb, 100 de kilograme de râgă, ce mai cărai cu traista după câmp, ce mai aveai pe îmbătătură, o duceai de azi pe mâine. Dar dacă acel pământ cu investițiile care erau, cu specialiștii care erau, nu mergeau tot la stat și la export și ar fi fost o repartiție corectă, nu se mai întâmpla ce s-a întâmplat. S-au distrus sistemele de irigație, s-a distrus infrastructura, mă refer la acele CAP-uri, acele gospodării de stat aveau o infrastructură care pur și simplu s-a terminat. Unii, ca să ia ceva, luau câte o bucată de țeavă de aluminiu din sistemul de irigație. Nu știu dacă era corect. Alții câte un izolator de la stația de transformare și așa mai departe. Ele trebuiau schimbate, alte principii, și atunci lucrurile erau bune. Cred că aici este marea ruptură. Pământul, la urma urmei, putea migra în circuitul liber ca formă de proprietate. Și hai să vedem ce s-a întâmplat după opinia invitațiilor mei și să-i găsim pe vinovați, n-are rost. Vinovați suntem cu toți, într-un fel sau altul. Da, cu toți. Așa? Pentru că fie că am fost pasivi, fie că am avut o influență proastă asupra noastră, fie că am băgat capul la fund castruțul în nisip. Da. Dar aș vrea din opiniile invitaților mei să vedem ce putem face ca să schimbăm această situație. Pentru că vă povestesc imediat, după ce las pe colegi să vorbească, am să vă povestesc ce am pățit astăzi. Luminița a fost ziua ta ieri, așa că ai întâietate. Mulțumesc și mulțumesc pentru invitație. Tema este foarte bună de discutat pentru toată lumea și cred că interesează pe absolut toți, indiferent de profesia pe care o are. Povestea e lungă. Povestea a început imediat după anii 90, când cred că s-a pornit la drum cu niște pași greșiți, pentru că s-a dorit o democrație pe care noi n-am înțeles-o cu toții, și spun noi cu toții pentru că ați spus că și noi am fost vinovați de ceea ce s-a întâmplat. Sau poate s-a dorit și capital electoral, s-a dorit câștigarea puterii, poate în necunoștință, poate în dorința de prea multă libertate, poate noi atunci sau cei de atunci n-au înțeles ce înseamnă capitalismul, chiar în special în agricultură, și cred că singurul lucru greșit care s-a făcut atunci în agricultură a fost desființarea celor cooperative agricole, pe care eu le-am prins și le știu foarte bine cum funcționau, și prin desființarea lor, practic, s-a distrus agricultura românească. Dar să facem o mențiune. Asta n-ar fi însemnat cine vrea să-și muncească pământul lui, nu și-l muncea. Sigur. Deci, de departe, să fi păstrat doar forma de exploatare. Sigur. Trebuia schimbată denumirea din cooperativă agricolă de producție, care nu ne-a mai plăcut, în asociații, în ceva. Că doar pământul nu pleca de acolo nicăieri. Pământul rămânea acolo, rămânea în aceeași comună, în același sat, în aceeași zonă.
Și dacă vă aduceți aminte, atunci când au început să împartă pământurile, s-au distrus tot ce aveau cooperativele atunci. S-au distrus tractoarele, combinile, ați spus canale de irigații. Deci a dispărut tot ce însemna baza agriculturii. S-au distrus asociațiile economice intercooperatiste, unde veniturile CAP-urilor pentru mulți ani s-au îngropat acolo. Sigur că da. Și oamenii s-au trezit că și-au luat moștenirea, o bucată de pământ, mai mică sau mai mare, pe care n-au putut să facă producție. Da, și n-au putut să mai facă nimic, ceea ce făcea cu un an, doi în urmă, acea cooperativă agricolă, unde toți puneau munca la un loc și cu utilaje mai sofisticate și mai bune reușeau să facă o producție bună. Și atunci omul s-a trezit că s-a întors înapoi să facă agricultura cu calul și cu plugul. Chiar am văzut foarte interesant un documentar la televizor și mi-a adus aminte de filmele cu Ion, dacă vă aduceți aminte, cum să ara pământul, și au început oamenii din care acum 100 de ani să facă agricultură. Cu timpul... Ioana Glanetașului, da, nu? Exact. Cu timpul trebuie să recunoaștem că românii au început să fie și un pic mai puturoși, au început să muncească mai puțin pământul. Pământul, dacă nu-l îngrijești, nu-ți dă roadele care ți le dădea pe vremuri când aveai grijă de el. Au plecat în străinătate, au lăsat părloagă. Acum, dacă mergi pe undeva prin satele noastre, pe câte raiuri de frumoase, acum, în afara celor mici întreprinzători, nu prea mai vezi gospodării cum vedeai odată. Deci, pământurile sunt părăsite sau, lucru și mai grav, au fost vândute și au fost cumpărate de străini. Valea Prutului este aproape toată cumpărată de niște italieni. O treime din suprafața arabilă a României. O treime din suprafața arabilă a României. Au creat acele mari asociații care nu fac nimic decât ne fură banii noștri și banii la Uniunea Europeană, pentru că știu concret cam ce se întâmplă cu foarte mulți dintre ei. Aruncă primăvara o sămânță proastă pe câmp, cultura nu iese și atunci calamitatea inflare și cer despăgubirile la care se dau de la Apia. Sau ce mai fac? Mai iau pământurile la celor care au mai îndrăznit să le mai păstreze, să mai aibă grijă de ele. Le iau în asociația lor și amăgesc la sfârșit de an sau la sfârșit de campanie agricolă cu temir ce un sac de grâu sau cu un sac de porumb. Pentru că atâta s-a făcut. Atâta s-a făcut în scriptele lui. Dar s-a făcut lui. Pentru că cel Sigur. Care a luat în arendă n-a aplicat tehnologie, n-a aplicat nimic. Așa este. Când mă gândesc la tehnologie, mă gândesc la știința de a procesa pământul și a aplica ceea ce trebuie pentru a obține rezultat. Da. Deci dacă nu trecem la o agricultură modernă din toate punctele de vedere, nu cred că vom avea rezultate pe măsură decât poate de acum într-o 100 de ani. Da. O parte din pământ este lucrat după toate regulile, cu utilaje moderne. Puțin, putem să dăm și exemple. Sunt și la noi, în județ, sunt câțiva întreprinzători în agricultură care au făcut performanță. Dar sunt puțini față de cât pământ are țara asta și câtă mâncare poate să dea țara asta și cât de bine ne poate hrăni pe noi pământul nostru. Păi cu condițiile din 89, hrănea, repet, 80 de milioane de oameni. Vasile Plugar, aceeași temă. Aș discuta mai puțin despre ceea ce s-a întâmplat. Păi deja a discutat Luminița. Așa. Dacă poți o contrazice, da. Nu e vorba de contrazis. Nu ne contrazicem că am trăit aceleași timpuri, că ne cunoaștem și noi de 100 de ani și cam știm ce s-a întâmplat. Dar ceea ce s-a întâmplat... Luminița a arăt splendid la 100 de ani. Mulțumesc. Ceea ce s-a întâmplat în 90 poate are și ca efect partea dinainte de 80... și nouă, să știi foarte bine, cu întreruperea totală a importurilor, cu tot, cu ceea ce se întâmpla cu oamenii, cu marea majoritate a oamenilor. Și în acel moment, probabil s-a profitat de această chestiune, această, cum să vă spun, îndârjirea oamenilor aceasta și cu ochii închiși, așa, și au acceptat atunci să distrugă tot. Luați-vă înapoi proprietățile. A mai fost o chestiune pe care puțin, nici acum nu-i rezolvată. Mai mențin încă o dată. Luați-le înapoi proprietățile, că erau proprietățile lor. Da, domnule. Și atunci erau ale lor, erau recunoscute ca al lor. Dar... Nu au luat. Au apărut alte lucruri
când cei mai piloși luau pământurile bune și ceilalți erau mai la margine. Aici vreau să ajung, că nici acum nu e rezolvată, cel puțin în partea noastră a Moldovii, nu în Bucovina, în partea de sud, în partea asta la alta Moldovii, țara românească, nu a fost cadastru. Nu erau înregistrate proprietățile la cadastru. Cei ce a permis și le-a dat voie celor care făceau atunci punerea în posesie 91 a pământului, fiecare punea unde voia, cu schiță de mână, cu doi martori mincinoși. Deci, și sigur că asta a dus la lehametea care a ajuns la unii foști proprietari cu moștenituri mari, cu moșteniri mari, care până la urmă n-au putut să primească cei ce au avut și s-a lăsat ajungând în zi. Unii au primit de două ori? Nu știu dacă știi. Au primit și mai mult de două ori. Eu mă refer la cei care au ajuns să se îmbolnăvească de lehamite, să ducă prin instanțe și peste tot. Pe de altă parte, este foarte greu la cei ce s-a distrus acum să solicităm acelor fermieri să aibă o dotare perfectă, să aibă o tehnologie super perfectă. Din moment ce partea de irigații s-a distrus, partea de IAS-uri care erau cu utilaje agricole a fost distrusă fără nicio problemă, partea de utilaje care erau pe cooperativele agricole de producție s-a distrus, iar pe de altă parte nu sunt sprijiniți suficient pentru modernizarea proceselor de către statul român. Încearcă acum domnul ministru Daia să facă el ceva, dar este greu. Cel puțin pentru mine este greu. L-am văzut zilele trecute umblând undeva la niște stații de pompare. Da, ai văzut și presa cum îl ironizează, cum în loc să-l încurajeze? Mă rog, presa e presă. Fie cine plătește acolo, se vorbește de bine. Cine nu, chiar așa. Și pe televiziunea națională, așa este un lucru grav. Așa. Dar cât de cât încearcă și el să facă ceva, va fi foarte greu din moment ce ați mers spre București și mergi de atâtea ori. Când treceți la canalizarea asta, la Mărășești, mai încolo, unde era canalul ăla de aducțiune mare, care trebuia... Nu mai unul, mai multe. Da, la mare care ăla trebuia... Era Siret, irigațiile vin din Siret. Și care trebuia să echilibreze și eventuale supra apă, cel mai multă apă, da, cumva pentru inundații din Siret. Regularizarea bazinilor hidrografice. S-a distrus tot acolo. S-au luat inclusiv dalele de pe talus. Nu peste tot. Încă mai sunt canale, încă mai sunt... poduri peste... Stațiile de pompare... Păi erau fost făcute înainte. Nu, păi înainte, nu acum. De ce, acum s-a mai făcut ceva? Stațiile de pompare, unde au fost stații mari de pompare ape, tot ce a fost motor, tot ce a fost bază de cupru, pe tot, tot. Deci, este greu, într-adevăr, foarte greu, dar dacă nu... Și cum să vă spun, cred că e singura sau prima industrie, dacă vezi, prima activitate economică care trebuie sprijinită, care nu prea, dacă e sprijinită cum trebuie, concurența cu cei de afară ar fi cumva foarte aproape și foarte echilibrată, chiar i-ar depăși din punct de vedere calitativ, față să spun... Din punct de vedere calitativ nu se pune problema. Băi, deci mă refer și la... Nu toate produse. Probleme. Mă refer și la produse, nu numai. Pământurile românești nu sunt poluate. Mă refer și la produsele din carne, din lapte, nu numai la... E acolo e jale. Deci, dar am putea ajunge la un nivel de dezvoltare foarte ridicat și ar produce bani pentru fermieri, pentru statul român, pentru... Undeva în zona industriei va fi... Pe anumite sectoare, cel puțin, va fi foarte greu, foarte greu să poți acum să retehnologiezi, că nu-ți mai dă nimeni tehnologie de ultimă generație, să poți să refaci o... Se poate cumpăra. Dacă ți-o vinde. Dacă ți-o vinde. Dacă ți-o vinde. Păi sau... nu suntem frați în Uniunea Europeană. Cu cine? Cu celelalte țări. De-al doilea sau cum? Frați de-al doilea. Văd că... Poate și de-al treilea. Da, depinde de zona în care...
E de la margine. Pentru că eu, având posibilitatea să merg foarte des în străinătate, pot să fac comparații. Până în acum, deși mă duceam, dar nu mă interesa, n-am. Fac comparația calitatea produselor, aceleași produse, de la ei cu cei la noi. Care culmea este tot produsele lor. Și dacă am ajuns aici... Bun, hai să trecem la... Mai facem un pas mai departe. Apropo, ai vorbit de calitate. Dacă vă aduceți aminte, colegii mei de generație, cei de la țară, sau noi când ne duceam la țară, eram privilegiați. Puteam mânca de la părinți, de la bunici, produse preparate acolo. Acum le zicem ecologice. Atunci, produse atunci, de țară, pentru că atunci, atunci nu știam de toate. Îngrășăminte, de, de baliga strânsă și aruncată în, pe brazdă, altă indică nu erau decât îngrășăminte naturale. Nu imediat, după păi, ce se după macera, un număr de ani, după doi număr de ani. Depinde de ce era acolo. Erau acele produse care, dacă închidem ochii și ne imaginăm sau ne începem să refacem gustul lor, ne aducem aminte de roșia care, când o rupeam, apărea pe ea ca o rouă. Ne aducem aminte de mirosul roșiei, pentru că acum roșia nu mai miroase, de mirosul roșiei. Ne aducem aminte că unii erau mai mari, alții mai mici, erau altfel. Astăzi, și toate erau deosebit de gustoase. Pepene galbene, harbuje moldovenești ăsta, zemoșii, ce vreți să discutăm? Toate erau alte. Au trecut ani și acum vreau să vă spun pățania mea de ieri, de fapt. Ieri cineva a adus două iaurturi, le-a desfăcut capacul, le-a așezat în grădină la mine ca să le mănânce căței. S-au dus căței, au mirosit, au dat cu limba și azi dimineață când mă duc, ele intacte. De ce credeți oare? Deci, animalele au un simț deosebit de dezvoltat. Noi, pe noi ne învață mama, tata, bunica, nu mânca aia! Vezi că aia e otrăvitoare, vezi că aia nu-i bună, vezi? E, animalul are un instinct, că știe să-și aleagă ce e otrăvitor și ce poate să mănânce. Imaginați-vă că iaurturile respective erau în garanție. Nu sunt naționalist decât în sensul bun al cuvântului. Sunt iubitor de orice cultură, la urma urmei, atât timp cât poate aduce bun pentru societate și pentru om în general. Dar când m-am uitat pe etichetă, era un produs, deci în termen de valabilitate, pus pe piață de o multinațională. Și acum, Vasile, completează-mă cu produsele sau luăm întâi o pauză și după aia, că aici avem multe de spus. Și mai ales tu le-ai gustat și pe unele și pe altele și nu poate să ne acuze nimeni că am avea un alt fel de interes. Dar dacă mă acuză cineva sau dacă ne acuză cineva că facem reclamă produsele românești, că vrem să echilibrăm balanța de plăți externe, că vrem să promovăm agricultura așa cum a fost ea, atunci n-au decât să ne acuze. No, dar ne bucurăm să fim acuzați de așa. Da, bineînțeles. Până atunci, publicitate.